O să vedeți o mică problemă a tabletei. Ea acum este închisă, e deci este pe off, deci tableta este complet închisă și îi clipește ecranul în mod inexplicabil. Observați? Am avut o problemă și la unboxing, tableta nu vrea să se deschidă și tot flicărea ecranul în acest mod. Deci, vedeți cum face? Asta ca să nu mai spună lumea că la Mobilissimo facem review-uri pozitive. Iată, prezintă și aspectele negative. Nu că tableta nu ar fi bună, este o tabletă foarte bună. Poate mi-explică și mie un inginer ce se întâmplă aici, sau un expert în panouri de display-uri. Nu pot să spun că este un defect, nu afectează funcționarea tabletei. Poate îi consumă din baterie și chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Tableta este închisă, după cum am spus. Iată, apăs pe butonul de on-off. Nu se întâmplă nimic, deci nu este în standby sau ceva. Iar dacă îl țin apăsat, tableta se va deschide. Ca să vedeți că era pe off. Ați văzut acel ușor flick care s-a terminat definitiv schimbarea culorii ecranului și iată, stăm din nou și așteptăm să pornească tableta și iată, a pornit logo-ul Orange. Deci tableta era pe off și avea această problemă.